Comisia Europeană apreciază că ar trebui îmbunătățite coerența și consecvența PNS-ului românesc, precum și orientarea strategică a acestuia, astfel încât nevoile cele mai presante să fie abordate în mod corespunzător și cu un buget suficient. Iată care ar fi câteva dintre observațiile pe obiective. Comisia are îndoieli referitoare la eficacitatea preconizată a strategiei în ceea ce privește direcționarea, echitatea sprijinului, creșterea competitivității și poziția fermierilor în lanțul valoric, în special în privința fermelor mici și mijlocii. Comisia remarcă faptul că PNS-ul României stabilește ținte neambițioase pentru intervențiile care ar contribui la remedierea deficiențelor structurale, cum ar fi competitivitatea scăzută, organizarea precară, nivelul scăzut de cunoștințe și de modernizare, accesul redus pe piață pentru fermele mici și mijlocii. Comisia consideră că există încă posibilități de îmbunătățire a distribuirii plăților directe, astfel încât să fie mai echitabilă, în special de la fermele mai mari la cele mici și mijlocii, eventual utilizând plafonarea plăților. În răspunsul oferit, Ministerul Agriculturii a arătat că modalitatea în care a fost planificată și definită opțiunea de redistribuire a plăților permite orientarea mult mai eficientă a sprijinului direct, exclusiv către fermele mici și mijlocii. 1,50 de hectare, care reprezintă 97% din numărul total de fermieri. În plus, aplicarea plafonării poate conduce la un dezechilibru al sectorului agricol, cu impact asupra pieței și implicit asupra posibilității de asigurare a securității alimentare, lucru nedorit de altfel, în special în actualul context geopolitic. În replică, Ministerul Agriculturii a precizat că prin maniera în care s-a definit sprijinul direct pentru tinerii fermieri, o parte considerabilă a plafonului destinat acestei investiții se va adresa categoriei de ferme mici și mijlocii. În plus, ca urmare a respectării condițiilor de mediu, vor beneficia și de posibilitatea de accesare a ecoschemelor, al cărui plafon total este de 29% din anvelopa națională totală aferentă plăților directe. Comisia consideră că este improbabil ca planul să contribuie în mod eficace la consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale. Investițiile propuse par să abordeze doar parțial nevoile identificate ale zonelor rurale. Comisia regretă faptul că România nu a inclus în PNS informații cu privire la valorile sale naționale pentru obiectivele Pactului Verde, cuprinse în strategia de la fermă la consumator și în strategia privind biodiversitatea. În plus, nu există decât puține explicații calitative cu privire la coerența planului său cu aceste obiective și la contribuția planului la îndeplinirea acestora. Legat de agricultura ecologică, Comisia observă că sprijinul pentru agricultura ecologică cuprins în plan este prevăzut pentru doar 3,53% din suprafețele agricole utilizate, având în vedere beneficiile pentru mediu ale agriculturii ecologice și potențialul de creștere al acesteia, Comisia invită România să-și sporească sprijinul pentru agricultura ecologică, asigurând în același timp o pondere mai mare a valorii adăugate obținută de fermieri. Dacă în multe zone din țară pomicultorii se uită cu jale la pomii goi de fructe, în altele se rup de rodul greu. Anul agricol, sau dacă vreți anul pomicol 2022, se anunță a fi unul foarte rodnic și mulțumitor, dacă nu și chiar motivant, pentru pomicultorii din comuna Drâmănești. Așa cum vedeți, pomii se rup de rod, fie că vorbim de măr, de păr, de prun sau ori de care alt pom fructifer. În zona noastră, având în vedere este o zonă deluroasă, deocamdată producția este foarte bună. Mă aflu lângă un prun anașpet care este încărcat de rod. Și nu numai soiul anașpet este plin, și soiul Stanley, și soiul Agent, și Ceaceansca Rodna, toate sunt extrem de productive și au rod foarte bun anul acesta. Este ușor de înțeles că pentru a ajunge la aceste producții, în livadă a fost serios de lucru până acum. Am efectuat maxim 4 tratamente. Tratamentul în repaus vegetativ, tratamentul de la scuturat petale și încă 2 tratamente după scuturat petale, în special pentru a stăpâni monilioza. De acum încolo nu mai fac niciun tratament, fiind gospodărie familiară, nu vreau să mănânc fructe toxice. Voi mai face tratament numai acolo unde văd că mai apar dăunători, de exemplu afide. În altă parte nu. Producții mari se prefigurează și la măr. Și la soiul de măr, la fel, producția este foarte bună. Spre exemplu, suntem în fața unui măr, soi Goldrush, care este
încărcat de rod. Și acest soi întotdeauna nu există an să nu rodească. Până în acest moment, dacă timpul va fi în continuare bun și nu se întâmplă să dea vreo grindină, producția este foarte bună la toate soiurile. Și la măr, și la păr, și la prun, și la zmeul, și la mur. În ciuda faptului că l-a înflorit, a venit o perioadă de temperaturi scăzute. Da, a fost o perioadă cu temperaturi scăzute, dar de durată scurtă, câteva ore dimineața, două, maxim trei ore dimineața, și nu au fost afectate. Au fost mai multe razii și iată că polițiști din cadrul Poliției orașului Târgu Neamț și a secțiilor de poliție rurală arondate au desfășurat o acțiune operativă pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice. Astfel au fost organizate filtre rutiere în puncte de interes și au fost verificate peste 50 de autovehicule care transportau material lemnos. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale prevăzute de legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. De asemenea, polițiștii au confiscat și mai mulți metri cubi de lemn fără documente legale. Materialul lemnos confiscat de aceștia a fost predat ocolului silvic Târgu Neamț. În continuare, cei care se ocupă de astfel de controle le vor mai face și vor vedea ce alte nereguli vor mai depista. ONU a avertizat că seceta va fi următoarea problemă importantă cu care se va confrunta întreaga omenire. Ceea ce trăim astăzi are, din păcate, gustul viitorului, a declarat Claire Nui, purtătorul de cuvânt al Organizației Meteorologice Mondiale, într-o conferință de presă la Geneva, referindu-se la schimbările climatice. România nu face excepție săptămâna în curs, pregătindu-se pentru primul val de caniculă, cu temperaturi de peste 35 de grade. Conform ANM, un val de aer tropical va trece deasupra țării noastre, iar valorile termice vor crește alarmant de mult. Cele mai afectate regiuni vor fi Moldova, Dobrogea, Bărăganul, dar și Banat, Crișana și Maramureș. Și Europa Occidentală este afectată de un val de aer fierbinte venit din Africa. Țările cele mai afectate sunt Franța, Germania, Belgia, Elveția, Italia și Spania. În Franța, temperaturile ajung până la 43 de grade Celsius în anumite zone, depășind cele mai mari valori înregistrate vreodată în luna iunie. Recordurile absolute de temperatură au fost doborâte în Biarritz cu 42,9 grade Celsius, adică aici s-au înregistrat cu 2,3 grade Celsius mai mult decât recordul din 2003. Pe lângă România, valul de caniculă va lovi săptămâna viitoare Grecia, Bulgaria și regiunile din nord-estul Spaniei. În timp ce temperaturile au atins 43 de grade în Spania, aici s-au declanșat mai multe incendii, dintre care unul a devastat aproape 20.000 de hectare de teren. Grupul interguvernamental de experți în evoluția climei prezice că pentru o încălzire cu plus 1,5 grade Celsius, anotimpurile calde vor fi mai lungi și anotimpurile reci mai scurte, iar cu 2 grade Celsius de încălzire globală în plus, extremele de căldură vor atinge mai des toleranțele critice pentru agricultură și sănătate. Noi avem la îndemână mai multe pârghii ca să stabilizăm un pic piața îngrășămintelor chimice, în sensul că exact cum menționa domnul Pețanca, vine recoltatul și trebuie însămânțată rapița, adică avem nevoie de fosfor, de potasiu, de azot, mă rog. Dar ce urmează pentru fermier, întrebarea dumneavoastră, costuri tot mai mari. Asta și e nu avem, așteptat, logic. Nu avem certitudinea că anul viitor prețurile cerealelor, da, nu că va fi mai mare. Nu e 100%. Și atunci, ca să urmărim o profitabilitate cât de mică ar fi acolo, eu, unul, nu o să cumpăr îngrășăminte chimice. Nu o să cumpăr. Dacă o să cumpăr, o să cumpăr cele fabricate în România de către un producător român. Așa? Și dacă va produce. Ce avem? Dacă va produce. Am posibilitatea să intru înapoi în grajdurile de animale să bag, nu, mă gândeam la cel din Slobozia, domnul Pețanca. Nu la mai de lângă dumneavoastră.
Vreau să mă apuc înapoi să creez vaca de carne, pentru că e animalul care îmi dă cea mai mare cantitate de dejecții, ca să le împroșc afară în câmp. Mă înțelegeți? Da. Și să folosesc mazărea de toamnă ca și aport de azot în câmp. O sămânțăm în toamnă, la primăvară însămânțăm porumbul direct în mazăre, o cosim, o lăsăm acolo ca să-mi protejeze solul de vânturi, de evaporare apei din sus și mai departe. Adică avem mai multe pârghii la îndemână ca să le folosim și să reducem cheltuielile. Pe de o parte cresc pentru că sămânța de mazăre nu e ieftină și așa mai departe, dar azotul este mult mai scump decât mazărea care o folosesc în cultură. Și atunci trebuie să fim foarte atenți la prețul cu care vindem cerealele, la depozitare și la tot ceea ce înseamnă cheltuieli. Cheltuiala este una singură și certă. Producția este în funcție de precipitații, în funcție de vreme, așa, cea care este, pentru că irigații nu avem. Invităm aici toate formele instituționale, bineînțeles, ministerul este obligat să fie prezent pentru a dezbate, întrucât sunt câteva aspecte în cadrul legii în care și cei mici fermieri, spre surprinderea mea, vor câteva amendamente, întrucât, în primul rând, perioada, durata arendării în propunerea legislativă ca fiind minim de 10 ani se consideră a fi făcută pe toată perioada necesară recoltării fructelor pe terenul agricol, dar mai sunt câteva aspecte pe care cei mici spun, domnule, noi nu avem puterea financiară acum, chiar și avem o recomandare din partea Consiliului Legislativ și al Comisiei Juridice din Senat, care este comisia vizatoare a proiectului, și spun că asupra drepturilor de proprietate trebuie să mai discutăm puțin, pentru că dacă contractul de arendă este supus inclusiv moștenitorilor, adică trebuie respectat obligatoriu de către moștenitori și mai departe, fiind un contract între părți, clar primează și este opozabil și moștenitorilor, dar trebuie să vedem în anumite condiții. Revenind la fermierii mici, cei care doresc să se dezvolte, să ajungă la o fermă medie peste, nu știu, unde în jur de 100, 150, 200 de hectare, ei spun, domnule, dacă fermierii cei mari încheie contracte, oricum mare parte dintre contracte sunt pe perioadă mai lungă de timp, nu se merge pe un an, doi, dar ei spun că în momentul acela 10 ani de zile vor sta pe bară, că nu vor mai reuși să încheie contracte. Și ei ne-au solicitat. Și atunci, mici, unde se va ajunge? Vom dezbate și vom vedea. La o perioadă mai redusă? Propunerea va fi din partea Comisiei, exact, dacă tot discutăm de Ordonanța 34, așa cum administrațiile publice locale sunt obligate să încheie contracte de concesiune pentru suprafețele pajiști între minim 7 ani și maxim 10 ani de zile, cred că vom analiza și vedem dacă e oportun să coborăm la minim 7 ani, pentru că sub 7 ani clar, chiar nu poți să ai nicio perspectivă pe termen mediu de a face investiții atât în suprafață cât și din punct de vedere al infrastructurii. Să vedem. E supunerea dezbaterii. A fost o întreagă euforie. Că noi în cadrul comisiei suntem deschiși și vom face ceea ce vor dori în parte fermierii și asta am făcut întotdeauna și așteptăm la dezbatere. E așteptat această lege din... Să spun așa, din păcate, nu va fi finalizată până la sfârșitul acestei sesiuni, adică undeva la începutul lunii iulie. Cu siguranță va putea fi aplicată de anul viitor și clar în septembrie îmi iau angajamentul în fața tuturor terminilor că în luna septembrie va fi la Camera Decizională, în Camera Deputaților și să sperăm că va trece repede și de Camera Deputaților, din Comisia din Camera Deputaților și să fie votată, să vină în sprijinul totuși a fermierilor, pentru că nu mai poți să stai nici la, eu știu, la șantajul. Nu e un cuvânt, poate un termen mai dur, dar a proprietarilor, pentru că s-au obișnuit și ceea ce era acum câțiva ani în Moldova și partea de sud, acum este general la nivel de țară, inclusiv în Ardeal, discutăm cu fermierii, încă toți dau în arendă pe un an de zile. Să pună în aplicare legile cu arenda. Fiindcă nici acum cu arenda nu este în regulă, deci mulți preferă să ia arenda, să-și preia subvenția și să-ți dea pământ să lucrezi. Aici e o mare problemă pentru fermierii care lucrează firme, fiindcă nu poți să te documentezi cu cheltuielile.
și atunci nu pot să lucrez legal. Statul român ar avea mult de câștigat dacă, fiindcă o firmă fiscalizează tot, tot ce vinde, vinde pe acte. Dar dacă cumperi și nu poți să te justifici... Se lucrează la negru. Majoritatea fermierilor din partea de vest au probleme. Poate dintr-o fermă cu 1000 și ceva de hectare, tot ai 100 și ceva de hectare care le ai parcele pentru tine, omul nu vrea să-l dea, ți-l dă să lucrezi, dar el își ia subvenția. Aici, dacă Ministerul Agriculturii ar acționa, ar face un mare beneficiu fermierilor și țării, fiindcă țara are încăsat mai multe taxe și impozite. Mai ales în timpurile astea, când trecem printr-o perioadă grea, criza bate la ușă, avem nevoie în primul rând de bani, să plătim pensii, salarii. Toată lumea are nevoie de bani și ar avea țara de câștigat. Țara, dacă încasează mai mult, poate să dezvolte mai bine. Dar ce îi împiedică să dea această lege? Știu că există o inițiativă, cel care lucrează pământul, să primească și subvenția. Nu știu, n-aș putea să-mi dea cu părerea ce îi împiedică, dar domnul Cheșinoi, mi se pare totuși că are mai multă voință ca foștii dinainte. Și sper că o să ducă la bun sfârșit și o să aplice și legea asta, să ajungă la normalitate și la legalitate. Nu am văzut nicio fermă care lucrează peste 1000 de hectare și să cultive și legume. Dacă se va da legea arendei de minim 10 ani și ferma de familie va dispărea, legumele din câmp cel puțin vor dispărea și ele. Și mai dispare încă o categorie, micii fermieri sau tinerii fermieri. Păi dacă un copil are acum 14 ani și părintele lui îi dă terenul în arendă, că până da. Să fără... E procedură. Când face 18 ani, el cum se mai instalează ca prima dată, ca șef de exploatație sau tânăr fermier? Mai așteaptă 5 ani, termină și facultatea și se apucă de alt serviciu sau pleacă în afară. Îl pierdem. Nu o să mai fie fermier niciodată și dacă nu avem tineri fermieri, o să avem o cădere. Fermele mari și foarte mari distrug satul românesc. Deci asta trebuie subliniat și trendul ăsta e în toată Europa de a încuraja fermele de familie. O fermă care este deținută de un investitor, la un moment dat face exit, o vinde către un grup de investiții. O fermă de familie niciodată nu se va vinde către un investitor, către un grup de investiții. O va transmite mai departe. Noi de asta avem nevoie de ferme cu tradiție. Să transmitem fermele de la generație la generație. Nici măcar nu se vorbește despre așa ceva. Suma vi se pare decentă sau folositoare? Suma sau? Este derizorie. Derizorie, nu? Este derizorie. Și gândiți-vă la următorul aspect. În contextul în care, și aici chiar vă dau o chestiune de analiză economică. Vă rog. Pentru că dacă luăm înainte de criză, prețul de laptele la poarta fermei era între 1,20 lei și la fermele foarte mari până la 1,80 lei pe litru. Da? Da. Prețul laptelui în raft, în hipermarket, era 6 lei. Astăzi, după criza energetică, criza gazelor, criza curentului, criza motorinei, prețul în raft la lapte a ajuns la 11 lei. Iar prețul la poarta ferme s-a dus undeva la 1,62 lei. Oare este raportul corect? Numai pe procesare și pe retail l-a afectat criza energetică și de combustibil? Pe băcar nu? Nu era normal ca această pondere în creșterea prețului la raft să se regăsească proporțional, pentru că cantitatea de, și aportul energetic în fermele de vaci, pentru, mai ales pentru producerea furajelor, pentru tot ce înseamnă procesul tehnologic în fermă, nu cred că are impact mai mic decât are în procesare și în retail. Ori dacă la ei s-a dublat prețul, la fermier, de ce nu s-a dublat? Aici nu știu să vă răspund. Aș spune că... Nu, dar dacă vă uitați puțin și faceți o analiză economică pe cifrele care vi le-am dat și știu că aveți o mare finețe în a analiza. Mulțumesc, sunteți amabil. Da. Mulțumesc. O să vedeți că iarăși este acel principiu
că noi trebuie să creștem prețurile și la noi, la ultimul, la prima și cea mai importantă verigă din lanț, noi nu mai avem unde să o dăm mai jos. Da, vă înțeleg. Ei zic, trebuie să scădem prețul la achiziția materiei prime de la procesatori, procesatorii scădem prețul de achiziția materiei prime de la fermieri, dar noi la cine să o mai dăm? Pentru Dumnezeu. Evident că nu aveți cum. Și în momentul ăsta ajungem să închidem fermele. Dacă e să vorbim de livrare, asta contează foarte mult, pentru că sunt fermieri care așteaptă utilaje agricole și așteaptă cu lunile. Da, din păcate, situația mondială este critică. Nu vorbim doar de partea de utilaje motorizate, tractoare, combine, inclusiv la implementuri. Dacă în anii trecuți vorbeam de termene de livrare de câteva luni și aveam o problemă, în momentul de față vorbim de anul 2023, chiar și anul 2024 și fermierul nu mai are nicio problemă, știe lucrul acesta, dar trebuie să-și asume, pentru că criza este generală, este criza chipurilor, metalul a ajuns la prețul la care a ajuns, electricitatea, gazele, nu avem din păcate ce să facem, iar fermierul trebuie să-și asume acest lucru. Cel mai bun lucru pe care noi putem să-l facem în sprijinul lor este să-i finanțăm sau în baza unor avansuri să le menținem prețurile. Mai mult de atât, vă dați seama, niciun dealer din România, dar nu neapărat din România, niciun dealer mondial, nu putea să prevadă această situație. Și noi sperăm că această criză va trece destul de repede, dar din păcate trebuie să ne asumăm. Nu putem ști ce urmează. Așa cum a fost și cu pandemia, nu a prevăzut-o nimeni. Lucrătorii de la drumurile naționale din Gorj nu mai fac față cantităților mari de deșeuri care sunt aruncate în parcările de pe marginea șoselelor, unde sunt amplasate coșuri și containere, informează adevărul.ro. Acestea sunt umplute cu deșeuri menajere într-un timp foarte scurt, iar parcările devin adevărate focare de infecție. Lucrătorii de la secția drumurilor naționale din Târgu Jiu vin chiar de două ori pe săptămână să ridice deșeurile aflate în parcări, însă tot nu este suficient. În multe parcări, cei care aruncă își aduc gunoiul în saci de acasă. Probabil că oamenii nu au încheiate contracte pentru colectarea deșeurilor și din acest motiv aduc gunoiul în parcări. În zonele turistice aduc deșeurile din cabane, cum ar fi Rânca, Tismana sau Runcu. Cele mai mari probleme sunt în zona Cărbunești Sat, Tismana și defileul Jiului, a declarat Cristi Tudor, responsabilul de relația cu mass media din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, citat de G4 Media. DRDP Craiova organizează în această perioadă o licitație pentru ridicarea deșeurilor reciclabile din parcările de pe drumurile naționale. O tonă de deșeuri lăsate de șoferii de pe Valea Oltului se strâng în fiecare săptămână, iar poliția nu a dat nicio amendă în 2022. În multe zile, în parcările de pe Valea Oltului, coșurile de gunoi dau pe din afară, iar pe șosea, acolo unde se formează cozi în urma lucrărilor la drum, se strâng grămezi de gunoaie, fiind momentul în care, din plictiseală, șoferii își fac curat în mașină. Probleme cu deșeurile din parcările drumurilor naționale sunt întâlnite în toate județele din Oltenia. Colegii noștri de la districtul Schellenberg din cadrul secției de drumuri naționale Sibiu adună în fiecare lună aproximativ o tonă de deșeuri de pe tronsonul administrat de DRDP Brașov pe DN7. Adesea gunoiul de pe marginea drumului provine chiar din gospodăriile din apropierea drumului. Astfel suntem nevoiți să strângem și deșeuri care nu ar avea ce să caute acolo, cum ar fi electrocasnice vechi, mobilier sau deșeuri din materiale de construcții, susține șeful Direcției de Drumuri Brașov.